Salutare, toată lumea, și bine am găsit la un episod de SAMP. Vreau să vă zic ceva nouleț care revine aici. Mi-am luat casă, mă, fraților, atâta zici casă, Raul 2K. Aici dau rând doar legionarii Bosch. Asta este noua mea casă, este rent $1500. Da, deci dacă vreți să stați alături de mine, aici stau cel mai des. De obicei când stau pe Slash Sleep o să stau aici. Deci dacă vreți să mă vedeți pe server și o să fiu foarte activ și sunt foarte activ pe serverul ăsta. Adică sunt chiar zilnic, minim 5-6 ore în weekend, poate chiar mai mult în weekend, nu știu, cred că vreo 7-8 ore și în timpul săptămânii 2-3 ore. 2-3 ore pe zi, mă, prefer, no. Și da, măi, frațiorilor, veniți aici la casa asta, House 176, și dați și voi rent. Renturile să ieși un dolar, 3000 de dolari, dați un dolar. Mă rog, da, ce să zic, dați aici rent și da. Nu prea mai am eu bani acum, așa de mult aveam, dar am 13 canca în bancă și 5 caca în mână. Da, nu mai așa de mult, că aveam vreo... Cât aveam, mă? Aveam 40 caca. Da, aveam 40 caca ultima dată. Și am licitat pentru această casă. Vedeți și voi aici că încă sunt licitațiile. Și am licitat suma de 14 caca, mi se pare. Am mai licitat la o casă, dar nu mi-a plăcut cum arăta și am vândut-o la stat. Era urâtă rău de tot, deci era jegoasă, adică și asta e jegoasă, dar era mai jegoasă, uite, și asta e destul de jegoasă, dar nu mai vând, am zis că pana mea. Adică îmi pierd banii, eu am pierdut vreo 4 caca de pe casa aia la altă și nu mai merge să pierd banii, o las pe asta și asta e. Bă, nu e chiar acasă, adică poza e slash sleep, asta e tot ce contează, sincer, pentru mine. Și poza e slash sleep, am cumpărat și frigider cu 50.000. Da, hai să începem să jucăm. Acesta este mașina mea, pentru că n-am mai schimbat-o și nu o să schimb niciodată, după cum v-am și zis. Și da, hai să vedem. Da. Ce vreau să facem acum în episodul acesta este să muncim jobs, boost driver, care nu te ajută cu nimic, dar mă rog. Farmer, pentru că farmer este. Farmer este jobul nostru preferat și... Da, așa un pic, că deja m-am și blocat aici. Ieși afară, perfect. Da. Deja o licitată la 5 milioane, așa din prima, adică, na, pana mea. Da, deci, licitațiile astea chiar sunt șmechere și, pana mea. Faza nasoală este că dacă nu mai intri de nu știu câte luni pe server, ți se pune casa automat la licitație. Deci, RIP! Dacă n-ai mai intrat de nu știu câte luni, ești RIP. In peperonis, s-a dus casa, s-rip casa și asta e foarte nasol, pentru că dacă pleci undeva, dar nu cred că ai cum să pleci 3 luni, că vacanța de vară e 3 luni jumate, 2 luni jumate sau cât e, cred că 2 luni jumate sau 3, habar nu am, nu știu, adică dacă e din 20 iunie, 20 iulie, 20 august, 12 septembrie, da, cam așa, e 2 luni jumate. Și, na, pana mea, n-ai cum să pleci mai mult de 3 luni. Da, cine știe, dacă pleci undeva și nu mai ai internet și te duci la școală sau chestii de genul, dar pur și simplu n-ai internet. Și, na, asta e. Ți-ai pierdut casa, s-a dus casa pe apa sâmbetei și aia e, s-a dus. Cred că ăsta e singurul caz. Da, și, sau poți să te lași de SAMP, dar, gen, da, eu nu o să mă las de SAMP prea curând. Odată ce încă îl joacă atât de mulți playeri, 149 de playeri la ora 22, adică la ora, așa și în timpul școlii. E ceva. Deci nu cred că o să lase prea curând de SAMP oamenii. Și eu, sincer, dacă sunt peste 200 de playeri pe un server, joc liniștit, joc plăcere. Bine, sunt 146, ceea ce e foarte bine, dar și dacă sunt, să zicem, și dacă sunt... 250, să zic așa. Tot mă joc. Sincer, chiar mi se pare ca lumea dacă sunt 250 de playeri. Pentru că sunt PD, adică poți să dai rob fără, adică să te prindă. Că mie, sincer, nu-mi place să nu te prindă poliția la rob. Nu mai are rost jocul, adică pana mea, dai un rob, tu jefuiești o bancă, dar nu vine nimeni după tine, știi? De căcat, adică pana mea, nu știu. Și da, am dat și o buy level. Level 10. Avem acum. Și da, pana mea. Avem și 69 de ore jucate. Și cam atât. Asta este toată averea mea pe bugget deocamdată. Că știți că am jucat pe Bizon până acum, pentru că
pe Bizon am level 36 și avere de 4KK. Dar știți care e faza? Pe Bizon 4KK înseamnă ca și vreo 700KK pe serverul ăsta. Sau ce 700KK? Poate chiar un KKK înseamnă pe Bizon. Pe Bizon acolo ții de 10 dolari în puii mei. Nu, de fapt ții de 100 de dolari 9000 de gloanțe la o armă. Aici de 9000 de gloanțe la o armă ții de recu de 100.000 de dolari. Deci, da, e diferență de buget. Și nu de buget, mă, de economie și chestii de genul. Da, oricum tot baghetul rămâne baza și... Na. Hai să vedem. Oba, băiatul. Oh, nu, 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 nu te duci în arătură. Cum îi găsesc mașina? Comanda mașina Find Car și alege mașina respectivă, apoi urmează ce cum da. Păi și oricum, sper că vă place seria asta, adică să o continuăm așa cu episoade zilnice de seama și o să intru și într-o facțiune când fac și o level 15, până la level 15 mai avem, așa că nu o să intrăm prea curând într-o facțiune. Și da, hai să vedem, hopa, 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 stai că am luat-o pe arătură. Da. Ce avem aici? No, că te-ai dus. Bac. A primit Mew de la Marvel pentru Cal 112 aiurea. Da, și hai să vedem așa. Mai avem ușul la mașină. Perfect. A, poți următorul. Ce așa? Și îl las aici, la troll, așa, știi? L-am trollat pe fraierul ăla. Și acum o să caut eu altă mașină. Rip. Chiar acum o să caut de altă mașină, știi ce zic? Hai că acum cred că vine după mine să se răzbune. Ah, ba nu. Acum se poate licita pentru casa 380... 348. S-o dat la licitație ceva case, adică eu te stau acum de slash time. A, nu pot, nu pot, nu pot. Stau de vreo 4.000 sau 5.000 de secunde și de atunci de de o oră și ceva, că asta înseamnă 4.000 de secunde, de o oră și ceva, tot se dau case, tot se dau, tot se dau, tot se dau. Deci înseamnă că e dus ceva case acum, disponibile pe server. Și da. A fost promovat la rang... Oh! În decursul zilei astăzi, Smile a fost promovat la rang 5 în Taxi Lang de la Sventura. Felicitări! Felicitări! Cine mă? Slash ID Smile. Smile... Level 41. Ai cu jucat ceva, băiatul. Adică ceva mai mult. Slash ID Raul... Ia, eu am 95 de VPS-uri, îmi scrie acolo, da, cresc. 100, 100 și level 10. Da, și dacă mă întrebați, o să aplic și eu un taxi, pentru că taxi rămâne baza, băi, băieți, ani. Ah, și avem și skill 5 la fermă. Skill 56. Pentru că, why not? Nu? Adică, na, eu sincer o să rămână jobul meu principal care mi-a scos toți banii. N-am mai muncit la alt job pe serverul ăsta. Niciodată. N-am mai muncit la alt job, deci asta o să fie jobul meu principal pe totdeauna. Și, na, pana mea. Opa, ce o să iei băiatul? Așa. Și da, după cum v-am zis și la început de episodul, puteți da silent la casa mea și o să mă vedeți în fiecare zi, pentru că eu în fiecare zi stau cel puțin o oră cu sleep-ul când îmi fac teme sau chestii de genul. Și da, o să las cu sleep-ul și când fac teme sau și dacă dați silent mă adăugați la prieteni și vedeți că sunt online. Și îmi dați și voi un SMS pentru că tot timpul am telefonul deschis. Cred că am dat doar o dată turn off când mă băzea un abonat. Mă întreba dacă filmez. Cât și nu filmam, da. Și mă spam în continuu, frate. Filmez, filmez, filmez și pur și simplu nu aveam ce să facă. Nu pot să-i dau bloc dacă nu am iPhone. Și pur și simplu am închis telefonul, dar atunci a fost singura dată. Sau a doua oară, nu mai știu. Dar oricum, eu nu închid telefonul. Adică las, mane. Când nu mă spamează cineva, îl las. Dar e ciudat, eu să încerc să citesc chat-ul, să vorbesc cu cineva, de exemplu, ceva important, să vină unul ceva de genul. Știi? Hopa, 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 hopa. Stai, mane, că mi s-a dus mașina la arătură. Să vină ceva de genul, să-ți apare în chat, știi? E ciudat, mane, adică, pana mea. Și e și trist în același timp, adică, bă, vezi că nu ți răspunde. Adică, pana mea, n-am pus să-i răspund, că nu răspund la aia care spamează, adică, la aia care scalumea și...
nu spamează și zic doar o dată, bă, ce faci sau chestii de genul, nu le răspund. Dar nu vine unul, bă, și vine și îmi zice ce fac, așa, ce fac în continuu, așa, știi? Atunci chiar nu răspund, hopa, ce sunt dat. No, nu-mi zic că m-am blocat. No, m-am blocat iară. A, ba, nu m-am blocat. Intră înapoi, boss. Am crezut că m-am blocat. Că se mai întâmplă chestii de genul și... Da. Am crezut că iară m-am blocat acolo și trebuia să încheie episodul. Sau să dau restart la Santa. Restart la Santa în timp ce filmez. Nah. Părea nasol și... Na, pana mea. După cum vă ziceam, poate o să încep și colaborări, dar nu știu, am un tip robiță care joacă Samp, dar nu știu ce să zic pentru că el joacă pe Orange și de Orange v-am zis, odată ce mi-am făcut chestii pe acest server, mi-am luat casă, mi-am luat mașină și toate chestiile alea, nu o să mă apuc de Orange de la zero, vă dați seama, mai ales că și pentru filmare, adică m-am apucat de la nivelul 1, de când m-am apucat, adică episoadele astea sunt de la zero, episoadele astea pe Bizon, pe Bugget, pardon, sunt de la zero, pur și simplu sunt de la zero. La level 1, când mi-am luat permisul de conducere și toate alea, am făcut primul episod. Și na, sincer, seria asta o să fie până o să mă las eu de Samp, cred că, pe serverul ăsta, pe Blue. Sau până o să se închidă Blue, habar n-am. Da. Hai să vedem unde mergem acum și noi. Ia uite ce drifturi face ăla. Oh, bun, hai să vedem acum. Cumpăr 150 camas la preț 1,5 ca fix. Nu dai, nu sună. Și dacă dau SMS și nu dau, e vreo problemă. Așa, hai să mai muncim o dată și încheiem și noi filmarea. Opa, opa, oprim asta. Da. Dai. Ce-i ăsta nickname? Nickname este numele. Ok. Vă zicea mai să zicea, să-mi blocam ca ceva, păi iar doar nu te va ajuta. Cât ne se mulțește și ne-am văzut de 65, am fost calculat chiar tu acest lucru. Ce ciudată a fost chestia asta. Ce ciudată, adică... Putea să-i zică, pur și simplu, se ducă pe net să calculeze, dar pentru punctele de raport, și eu aș fi făcut chestia asta, adică aș fi zis chestia asta. Pana mea, adică punctele de raport, până la urmă. Da, deja. Vând Caddy, 0 km, 0 days, SMS. E o pica la Giftbox. Ah, da, cât mai am și-o până la Giftbox. Get gift. 3 ore. 3 ore. Pff. Păi mai am nene ceva. Ce-i slash-ul ăsta? You're not part of department. Acum să-mi dea kick și mie pentru slash-ul. Să moară familia mea. Ok, voi putea folosi Get Give din așa, mamă, 3 ore, bă, joc pe la ora 1. La ora 1 pot să dau Get Gift. Oricum 3 ore mi-aș face și eu 72 de ore. Știți, vreau să joc gen mult ca să fac și eu 500 de ore și să aplic pentru helper. Și aș ajuta gen să fac episoade cu... Să fac episoade când sunt helper. Pana mea, ar fi chiar și mai chiar chestia asta. Unde pot încheria BF400, nu pot să încheria acest tip de vehicul, cum să dau mai mult de mine, încearcă să folosești stilul de rupt, apăsa click dreapta și apasă pe tasta F. S-a rezolvat bugul, nu se va rezolva în curând. Ce s-a întrebat așa, a rezolvat bugul, numai că helperul n-avea de unde să știe ce bug, dar au zis așa, se va rezolva în curând. Poate o fi zis așa, gen... o fi zis... ca să-și facă... Adică că e cel mai popular bug de pe server, cred că, la momentul de față, care le știe, cred că toată lumea, ăla cu tuning-ul. Și de aia o fi întrebat. Mă refer că... pana mea, mă gândesc și eu că se referea la bugul cu tuning-ul, da, mai un helper care are experiență în serverul ăsta. Sincer, ăla e singurul bug pe care știu și eu pe serverul ăsta. Adică dacă îți pui tuning pe mașină, în câteva minute dispare. Sau când dai respawn la vehicul. Nu știu dacă dispare neapărat de pe ea, dar când dai respawn la mașină știu că dispare 100%. Deci, da. E un bug la tuning. Mergem și noi acum la burger și o să închid și eu episodul pentru că... Da, deja filmam de ceva tip. Oh, ce m-am băgat în ăla. Puh, ce rect. Hai să reparăm noi mașina, pentru că am bușit-o și nu-mi place să fie bușită. Ioi, doamne, slash home.
Aoleu. Am ieșit din mașină. Fuck! Gândiți-vă să fie un job de la gen să am mașina... Na. Să fie gen mașina de la misiune, să fiu, să vin din S, din sâfă, din capătul să folosesc, dau acum enter din greșeală să ies din mașină, să pierd misiunea, să câștig 100 caca de pe ea. 100 caca, 100 caca pe ea, vă dați seama? Adică ca un fel de host de mașini, să fie gen, și să dau, să ies din ea și să se ducă mașina. 49 de cai, bine, oane. Hai să mergem mai încolo. Bravo, mă, a intrat direct în ea, a intrat. Ok, mergem înapoi acasă, pentru că acasă, acasă e baza. Ok. Și după aia încheiem și noi acest episod, pentru că deja filmăm, cred că, de vreo 10-15 minute sau 20. Nu știu. Habar nu am. Nu ezita să dați și voi rent la casa mea. Și, da, 844. Hai, mai puțin și facem 1000. Mai puțin de mult. Și nu o să se facă 1000 în seara asta, stați liniștiți. Dar au început să joace foarte mulți playeri de când s-o da giftul. Pentru că mulți joacă ca să ia avere. Eu acum cel mai mult sper să iau banii de la gift, că ei ar fi cam cei mai folositori pentru mine. Deci, da. Așa. Vor să-l da în 2x, hai, Haydn. SMSN. Vreau și să cumpăr gen ceva, dar mi-am cumpărat casă în seara asta și mai durează cel puțin o săptămână ca să fac și eu rost de bani pentru o altă mașină. Da, mașina asta, sincer, v-am zis că vreau să o păstrez gen ca mașina mea main, care merg din orice parte în orice parte cu ea. Adică vedeți și voi că am deja 1291 de kilometri pe ea și am luat-o nici acum o săptămână, cred că nici o săptămână nu a trecut de când am luat-o. Am luat-o cu 29 de zile. Slash vă... Vehicle info. 36 de zile are. Deci, 6 zile au trecut. Așa, dacă am 36 de când sunt conectat, se vor pune 2 ore la GIFT. Nu, doar o oră jucată. Păi, what the fuck, ce dracu s-ar pune 2 ore la GIFT? Sună ciudat. Sar? Hai, mă, că mă duc băga mea și piciorul să-mi bag. Du-te, mă! Ia, uite-l, mă! Cum s-a dus nebunul. Stai că acum trebuie să viteză, că după aia mă răstorn. Ai de bă, cum s-a dus nebunul. Ia uite la Atomic. De aici decolează astea cu Atomic-urile astea. Că au intrat unul kamikaze în aia de la Farmer și... Da. Trebuie să-și ia post pentru chestia asta, dar nu se ocupă nimeni de chestiile de genul. Deci, da. Și nasol, adică să fie în ultima secundă să vină unul kamikaze să-ți distrugă tot, toată ziua. Adică, pana mea. O să fie momentul ăla când ai muncit mult și fermării trebuie să-ți dea gen 100k și fix atunci să te distrugă unul. Ar fi cea mai acură chestie. Adică nu acură, că de ce ar fi rușinoasă, dar ar fi cea mai de căcat chestie care ar putea să ți se întâmple. Adică, vă dați seama? Trebuie să primești 100k și după aia să te distrugă unul în ultima secundă. Că, na, până la mea, deci why not? Așa făceam și eu pe Bizon, deci recunosc că eram retardat. Dar făceam chestii de genul pe Bizon, pe rupea, mane. Adică, te rog, veneam cu elicopterul în flăcări și mă băgam în aia de la fermă să le distrug toată ziua. Nu. No. Nu eram chiar cel mai deștept om de pe planetă, dar știu că chestiile astea erau foarte fun. Adică erau cele mai fun chestii din lume pentru mine. Nu puteam să trăiesc fără a face chestia aia. Ia, doamne, țin minte chestiile astea, bă. La nebunie. Opa, stai. Nu, nu, nu. Nu te băga în mine, măi, nesimțitule. Și aici imediat vine curba aia. Stai. What? Aici, dar pe mapă nu se prea vede chestia asta. Mergeți de pe aici. Bă, fraților, văd cum vă place să ia de sampă, așa că o să continui cu câte un episod în fiecare zi. La ora 2 sau 3, habar nu am la cât le programez. Pentru că eu le programez la ora 2, dar în video managerul mi-arată la ora 3 că se programează. Așa că habar nu am când se postează. Știu că e un episod pe zi. O să încerc să mă informez la ce ore se postează, pentru că eu le programez la ora 2, 2, doamne, 2 jumate, 2 după amiază, dar văd că ele se postează la ora 3. Adică nu la ora 3. Acolo în video manager arată că la ora 3 se postează, știți? Acum nu știu. O să mă uit. Dacă s-au primit, nu știu, da, însă, dacă nu primești o oră întreagă. Așa, hai că mai avem puțin până acasă. Dau și eu slash sleep, pentru că o să mă duc să editez acest videoclip, adică nu să-l randez, v-ați prins voi. Și da, și chiar și la episodul. Hai să vedem.
Stand! Bum! Mamă, dacă mă băga mâna să-l dărâm, gen, știți? Și e foarte șmecher. Hai că am ajuns acasă, slash kill CP. Așa. Bă, o să ne ilustrez că nu știu la ce casă să scriu. Unde e casa mea, mă? Ce? Aia e singura casă verde. De ce e singura casă verde? A, că e de vânzare. Și astea alte nu sunt de vânzare. Dai să vezi care e casa. Asta e casa mea. Așa, da, să le șparg. De fapt, nu doar să le șparg, pentru că deja e parcat aici. Da, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!